În ultimele 24 de ore, cel mai accesat material de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost știrea despre noile indicatoare rutiere care au fost instalate pe unele străzi din municipiul Reghin, cu rolul de a interzice accesul auto pe arterele situate în pantă, unde pericolul de accidente este mai mare pe timpul iernii. Pe locul secund, în topul vizionărilor, a fost materialul despre elevii clasei 1B de la secția maghiară a școlii gimnaziale Alexandru Ceușanu din Reghin, premiați de consulul adjunct al Ungariei la Miercurea Ciuc, urmat în clasamentul accesărilor de materialul despre demonstrația de fitness, pe care campioana națională Kereștei Sintia a făcut-o copiilor de la școala gimnazială Florea Bogdan din Reghin. Pe pagina de Facebook Reghin TV, cea mai accesată postare a fost materialul despre indicatoarele rutiere specifice sezonului rece instalate deja pe străzile reghinene. Pe locul secund, în topul vizionărilor, a fost știrea despre premierea elevilor de la secția maghiară a școlii gimnaziale Alexandru Ceușanu, care au primit jucării și cărți de la consulul adjunct al Ungariei la Miercurea Ciuc, urmată în clasamentul accesărilor de știrea privind ora de fitness, la care au participat școlarii de la Florea Bogdan, având-o ca instructor pe campioana Kereștei Sintia. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Reghin TV.